Bună seara, la aproape o lună și jumătate de la demiterea guvernului Câțu, liderii PNL și PSD negociază formarea unui nou cabinet. Chiar acum are loc ședința decisivă. Colega mea Marina Cioacă are toate informațiile despre ministerele cerute de fiecare dintre cele două partide, dar mai ales despre cine va fi prim-ministru. Marina, bună seara, te ascultăm! Bună seara, bun găsit tuturor. De aproximativ o oră aici, la Guvernul României de această dată, are loc o întâlnire extrem de importantă între liderii celor trei partide care vor forma coaliția de guvernare, Florin Câțu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Au intrat ei rând pe rând acum aproximativ o oră și de atunci discută intens despre varianta de premier a acestei noi coaliții de guvernare. Pentru că până acum știm sigur, PSD va merge la Klaus Iohannis cu propunerea Marcel Ciolacu. Însă, de cealaltă parte, sursele noastre ne spun că nici Florin Câțu nu renunță și el va fi propunerea de premier din partea Partidului Național Liberal. Însă, au ajuns până acum cele trei partide la un consens. Mai exact, vor varianta de premier prin rotație, odată la 2 ani, să se rotească, să fie premier de la un alt partid. Și în acest context se discută acum la această întâlnire despre varianta aceasta, cum poate fi mai exact implementată în acest context și să vedem cine va fi primul partid care va lua în acest caz funcția de premier. Pentru că PSD spunea își doresc să obțină ei primii, însă ar fi în stare să facă totuși un pas în spate și să-i lase pe cei de la PNL să ia această primă funcție de premier, pentru că astfel ei și-ar coroda foarte mult imaginea și astfel ar pierde electoral foarte mult până la alegerile din 2024. Însă și mai important, după ce se va alege în această seară varianta de premier, își vor împărți ei și ministerele, vor discuta însă astăzi doar în mare despre această împărțire a ministerelor, pentru că într-un final se va face această structură a guvernului abia după ce vor alege varianta de premier. Și până acum știm că își dorea un guvern cu 20 de ministere, însă sursele noastre ne spun că ar putea totuși să rămână guvernul în structura actuală de 18 ministere și atunci UDMR ar urma să ia doar 2 ministere, PSD să ia 9 ministere, iar PNL 7 ministere. Însă socialdemocrații sunt hotărâți, dar PNL va da primul ministru, atunci ei vor neapărat un minister avizator. Și în acest caz și-ar dori Ministerul de Finanțe. Mai vor ei și Secretariatul General al Guvernului, nu renunță la această variantă, însă de asemenea și-ar mai dori și Ministerul Fondurilor Europene, un alt minister care gestionează foarte mulți bani pe mână. Îți mulțumesc, Marina, le mulțumesc și invitațiilor din această seară, domnul Bogdan Ficiac, sociolog, domnul Cătălin Boboc, reprezentant al PNL, secretar de stat în Ministerul Muncii, domnul Dănuț Pop, președinte al PER, domnul ministru Mihai Fifor, deputat PSD și domnul Cristian Seidler, deputat USR. Mulțumesc mult, îi mulțumesc și profesorului Marius Pieleanu, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Domnule profesor, bună seara, încep discuția cu dumneavoastră. Este ședința decisivă, gata, acum vom afla premierul. Însă cum trecem de momentul Câțu, ca să zic așa? Domnul Câțu tot insistă să fie domnia sa. Mă auziți, domnule profesor Pieleanu? Eu vă aud. Bun, domn profesor, cum se poate trece de cerința domnului Câțu de a rămâne premier? E posibil, vorbeam astăzi cu colegii mei, că o variantă foarte bună pentru Câțu este să renunțe PNL-ul la premier și să vină Ciolacu prim-ministru, iar domnul Câțu să rămână președinte de partid și să stea pe margine, dar controlând astfel Partidul Național Liberal. Eu cred că o variantă care are mai multe șanse de izbândă este aceea în care pentru o perioadă de timp, un an, doi, nu vă luați, nu e riguros ceea ce spun ca timp, va fi prim-ministru președintele Partidului Social Democrat, după care va urma domnul Câțu pentru restul de mandat până la alegerile generale. Și asta am mulțumit pe toată lumea. Pentru că mie mi-e foarte greu să cred că atâta vreme cât delegația PNL-ului a fost condusă la negocieri de către Florin Câțu, șeful negocierilor să accepte să vină domnul Ciucă ca prim-ministru penalist. Este foarte delicată povestea asta. Și ar fi din nou un pionerat în politica românească.
și negociatorul șef să nu se autopropună ca prim-ministru. Deci, dincolo de toate speculațiile, Lili, pe care le-am tot auzit și le-am tot încercat să le înțeleg și eu zilele astea, rămâne totuși firul roșu direct. Logic, rațional, deci asta e abordarea rațională și strategică, inclusiv a președintelui, cred. Păi, domn profesor, o secundă, dacă se pune în aplicare această variantă, ce a câștigat Partidul Național Liberal? Că a pierdut practic funcția de prim-ministru. Rămâne la guvernare cu un număr redus de ministere, un număr mai mic de ministere. Și cea care câștigă pentru PNL? Egal, 10 cu 10. Nu. Nu o să fie 10 cu 10, o să fie cedate, PNL va ceda din numărul său de ministere către UDMR. Ok. Da, vor fi ministere care se vor rupe din alte ministere complet de semnificativ. Nu. Chiar. Partidul Național Liberal pentru o perioadă va fi pus în paranteză după dezastruoasa prestație a ultimului an, cel în care suntem, da? Și care a dus PNL-ul la cote istoric negative, nemai întâlnite și neînchipuite, și cu un președinte care are o încredere publică, care se bucură în ghilimele de o încredere publică de 7%, poate și mai puțin acum, pentru o perioadă este o gândire cotrocedistă corectă aici. Un pas înapoi pentru o perioadă de timp. Sigur că Partidul Social-Democrat se înhamă, ca să zic așa, la o întreprindere extrem de delicată. Dacă nu le iese managementul guvernării, va fi foarte delicat pentru acest partid anul 2024. Dar eu cred că dacă se mobilizează cum trebuie, o pot face. Managementul guvernării, despre asta e vorba. Nu, asta e cel mai rațional. Lili, din păcate, politicienii puțin dintre ei gândesc strategic și rațional. Sunt unii care gândesc așa. Și aceia au luat această decizie, care în opinia mea e luată de ceva săptămâni, nu de astăzi sau de weekend, sau în urma tratativelor de a concepe un program comun de guvernare. Nu, decizia e luată mai demult. Dar e bine că a fost așa. Sigur, pentru spectacolul public este bine să aruncăm fel și fel de perdele de fum. Să aruncăm nume, să aruncăm ministere, să aruncăm proiecte, inclusiv cel legat de așa celebra taxă pe lux și așa. Nu, sunt petarde care n-au niciun fel de valoare. Da? Gândirea este corectă și clară. Partidul Social Democrat se face o îndreptate istorică se îndreaptă, da? Partidul care a câștigat acum un an alegerile, vine la putere. Cu un prim-ministru care și atunci și acum era președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu. Mai departe, sigur, restul sunt secundare. Ce ministere cu... Bine, fericire, înțeleg că și finanțele și justiția a mers totuși la liberal, dacă Partidul Social-Democrat va livra primul ministru. Ceea ce va fi destul de delicat de lucrat. Dar asta e viața. Domnul Ciucă, ce să facă domnul Ciucă? Domnul Ciucă nu poate aduce plus valoare partidului. Aici e corect, cât l-am criticat pe domnul Câțu, trebuie să recunosc care dreptate. Nu e, n-are calități de politician, nu care avea domnul Câțu, dar totuși a ales președintele PNL-ului, da? PNL-ul trebuie să facă și din perspectivă morală, doamnă. PNL-ul trebuie să facă un pas în spate. În continuare avem 300 de morți. Sper că nu devine Liviu Dragnea și pentru cei 300 de morți. Au fost și 600. E timpul să facă pentru o perioadă de timp, asta e opinie personală, numai analiză, obiectivă, să facă un pas în spate. Și după aceea, sigur, pot crește, pot renaște, nu e o problemă. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, domnule secretar de stat Boboc. Prin urmare, este o variantă ca la negocierile de acum și telespectatorii noștri văd imagini de la Palatul Victoria, acolo unde, vă spunea colega mea, s-au strâns liderii celor trei partide, PNL, PSD și UDMR. Prin urmare, o variantă discutată și posibil agreată este ca PNL să cedeze postul de premier. Aceeași întrebare, ce a câștigat Partidul Național Liberal din toată această poveste, din răscolirea practică a întregii Românii, ca să ce? Ca să ajungem unde? Apropo de răscolit, vă aduc aminte că guvernul PNL a căzut în urma unei moțiuni de cenzură depuse de PSD și votat de cei de la USR. Asta în timp ce, puțin mai înainte, cei de la USR pur și simplu au părăsit, au plecat de la guvernare. Și apropo de analiza domnului Pieleanu, PNL-ul n-a gândit niciodată așa.
Haideți să stăm noi liniștiți la umbră în opoziție, să nu ne erodăm ca să putem să creștem electoral. Nu cred că România astăzi trebuie să fie tratată din punct de vedere politic, din perspectiva asta a procentelor electorale. România azi are nevoie de un guvern stabil. Ori știm cu toții că după aritmetica parlamentară astăzi nu prea ai multe variante. Au fost cele două soluții pe care noi le-am încercat și într-o parte și în alta. Cu colegii de la PSD am negociat acest program de guvernare, cu cei de la USR l-aveam deja, dar văd că dânsii au tot continuat să se învârtă în jurul unor persoane, când cred că temele erau altele. Și acum suntem la un pas, dar sunt convins că liderii noștri, după ce vor discuta în seara asta, vor anunța care e concluzia. Da, se ia în calcul această variantă alternanței la ceea ce privește funcția de premier. Cine anume va fi acela? Care va fi primul? Cred că până la urmă știm cu toții că decizia desemnării unui premier aparține președintelui. Adică nu e ca și cum facem noi. Sigur, va conta, așa cum ne-a și spus domnul președinte, va conta cu ce merg pe masă partidele după ce s-au înțeles, dar să nu uităm, constituțional vorbind, decizia desemnării premierului aparține președintelui în România. Am înțeles. Domnule Seidler, s-a lămurit, dumneavoastră sunteți de vină, cei de la USR, spunea profesorul Pieleanu că nu crede că mai e de vină Liviu Dragnea acum, dar uite că nu e Liviu Dragnea, e USR. Dumneavoastră sunteți de vină pentru tot. Criza în care suntem nu a fost provocată de PNL, vă aduc aminte asta totuși. Nu ne-am votat noi singuri moțiunea, nu am plecat noi de la guvernare, iar România astăzi are nevoie, toată lumea e de acord cu asta, România azi are nevoie de un guvern stabil, guvern care să poată să facă bugetul și guvern care să poată să trateze serios și cu putere deplină aceste crize pe care le trecem astăzi. Vă rog, domnule deputat Zaitler. Dacă suntem la capitolul vă aduc aminte, atunci preț de o frază vă aduc și eu aminte faptul că cel care a încălcat protocolul coaliției pe față, adică nu așa interpretabil, este cel numit Florin Crâțu. Dacă e să vorbim despre vă aduc aminte cel care a spus expres îmi asum faptul că arunc coaliția în aer, este Florin Crâțu. Și tot așa vă aduc aminte că nu a existat niciun fel de discuție între PNL și USR vis-a-vis de persoane ca noi să fi avut măcar șansa, să zic așa, între ghilimele, să ne fi blocat în niște nume de persoane. Iertați-mă, asta spuneți de două luni de zile, că nu-l vedeți. Eu nu v-am întrebat pe dumneavoastră când ați vorbit. Din faptul că USR este de vină pentru tot ce s-a întâmplat în rău, în general, în România, în ultimii 30 de ani, asta sunt absolut convins. Sigur, PSD nici nu a guvernat 20 din ultimii 30 de ani, asta brusc am dat uitării. Știți unde cred că se vor înțelege foarte bine cei de la PSD și cei de la PNL? La împărțirea discreționară a banului public. Pentru că, iarăși, din capitolul vă aduc aminte, de fapt, cauza ruperii coaliției a fost cei 50 de miliarde de lei pe PNDL 3, de care avea nevoie Florin Crâțu ca să câștige congresul. Iertați-mă, nu pot să vă las. Vă amintesc că primarii USR au depus foarte multe proiecte. Eu v-am ascultat pe dumneavoastră. Cu rugămintea să spuneți lucruri adevărate. Așa cum nici eu nu v-am întrebat pe dumneavoastră. Toți primarii de la USR au depus proiecte și nu puține pe Angel Salini. Acum vă voi întrerupe ca să vedeți cum e. Eu îți spun, vă rog foarte mult să nu faceți asta. Încercați să aveți un dialog. O să îl întreb și pe domnul ministru FIFOR, care sunt șansele ca PSD să nu insiste foarte tare să obțină acum postul de premier și să lase pe domnul Cățu să se mai joace un pic, să ocupe această funcție în continuare o perioadă? Am fost cât se poate de clar și președintele partidului s-a exprimat de acesta. Este puțin probabil că acest guvern să plece la drum cu domnul Cățu premier. Dincolo de asta, încă sunt negocieri în seara asta pe programul de guvernare și de capitole, așa cum v-au spus și colegii noștri. Și în ceea ce privește propunerea de premier, nu există echivoc. Partidul Social Democrat va merge cu propunerea Marcel Felatu, președintele partidului nostru. Și vom vedea cum se va decide cine preia pentru prima dată acest mandat, urmând ca după 2 ani să aibă o rotație, dar o chestiune, repet, care trebuie negociată cu foarte mare atenție. Domnule Ficeac, așa să stea lucrurile, adică președintele Klaus Iohannis, pe care nu l-am mai văzut în ultima perioadă, suspectez că este foarte ocupat, președintele Iohannis este cel care zice nu Cîțu, nu Ciolacu, sau nu știu, poate să zică Ciucă, poate să zică habar n-am, Florică, sau se vor duce PSD și PNL cu propunerea clară, ăsta e guvernul, premierul este, mă rog,
Cățu sau Ciolacu. Va decide Klaus Iohannis până la urmă? E posibil să decidă câtă vreme personajele implicate în această negociere nu prea sunt ferme pe poziție. Dar acum și președintele Iohannis zice el ce zice, dar nu prea mai ascultă nimeni, așa că dorește să aibă un guvern cât mai repede și probabil o apropiere, nu vedeți ce? O apropiere tot mai mare de către PSD, că vorba aia o să vină și se termină și mandatul de președinte, să le deschid dosare, trebuie să ne mai împrietenim, ne mai întâlnim, că nu știi ce urmează. În tradiția mioritică, ați văzut, fiecare președinte, în afară de singurul președinte european al României, domnul Emil Constantinescu, ceilalți... Am văzut și cum și-au dus cei 10 ani de mandat, ce a rămas în urma lor și ce dosare s-au deschis după aia. În ceea ce privește chestiunea asta, văd că e într-adevăr ceea ce spuneam și la dumneavoastră și mai de mult, că da, se va ajunge la această rotație, 2 ani unul, 2 ani altul, măcar până în primăvară la alegerile anticipate, că USL-ul, alianța electorală, votată de 70% din români și n-a durat decât 9 luni de zile. Ori aici stăm, o lună, două și după aia începem căierările. Nu văd eu să fie așa o colaborare. Vezi, Doamne, după ce am asistat la tot felul de contre din astea, după ce n-am aflat ce s-a întâmplat cu banii, cum se vor împărți banii, că la urma urmei și asta e foarte important, acum să vezi, o să curgă lapte și miere. Mă îndoiesc de așa ceva. Dar și chestiunea asta, țara până la urmă trebuie să aibă o guvernare, vom vedea cum o vor gestiona în ceea ce privește alianța asta foarte ciudată, câștig pierderi electorale, că la asta ne gândim mai puțin la... Doar vorbim de interesul național, de interesul cetățenilor, în rest ne gândim la cu totul alte lucruri. Cred că PSD-ul dă dovadă de bunăvoință și trebuie să fie recunoscător PNL-ului și domnului președinte că au făcut niște eforturi extraordinare să-l aducă la 40 și peste 40% în timp ce ei au ajuns domnul Cățu. Ce spunea domnul Pielean, sub 7% în marja de eroare, președintele la cote istorice de cădere în popularitate. Deci au lucrat foarte bine în favoarea PSD-ului și acum trebuie să ajungă cât mai repede la o concluzie până nu dispar cu totul, că deja... Bun. Deja sunt diferențe de viziune cu privire la, știți, certificatul verde, introducerea obligativității acestui certificat la locul de muncă. Sunt diferențe de viziuni. Cei de la PNL spun că statul nu îi poate testa, nu își poate permite să îi testeze pe cei care nu vor să se vaccineze și care trebuie să suporte cheltuielile din buzunarul propriu. PSD are o altă viziune. Mergem la Bianca Chivu. Bianca, bună seara! Bună seara, bun găsit tuturor! Discuțiile legate de certificatul verde au fost amânate pentru săptămâna viitoare. Deputații Partidului Național Liberal au avut astăzi o ședință la care a participat și liderul PNL Florin Cîțu, în care au decis că nu vor vota amendamentul depus de Partidul Social Democrat. Acel amendament depus de PSD spune că persoanele nevaccinate vor avea o perioadă de grație de 60 de zile în care testele pentru coronavirus vor fi plătite din buget din bani de la bugetul de stat. Iată că cei din Partidul Național Liberal nu sunt de acord cu această propunere venită de la PSD și spun că ar trebui ca persoanele nevaccinate să-și plătească singure aceste teste, întrucât vor ei să susțină astfel campania de vaccinare, pentru că vedem că din ce în ce mai puține persoane merg să se imunizeze. În același timp, cei din AUR spun că vor face tot ce le stă în putință pentru a bloca certificatul verde, astfel că acest proiect important, certificatul verde la locul de muncă, se va discuta abia săptămâna viitoare în Parlament. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Doamnelor și domnilor, discuția în România despre certificatul verde a devenit, ca mai toate lucrurile importante, complet neserioasă. Asta în timp ce state europene, state cu grad mare de vaccinare, se pregătesc pentru valul al cincelea al pandemiei și se gândesc, repet, deși au un grad mare de vaccinare, la noi restricții. Haideți să vedem!
În ciuda protestelor vehemente, Austria marchează astăzi o premieră în lupta cu pandemia. Toate persoanele nevaccinate, inclusiv copiii peste 12 ani, intră în lockdown. O măsură care vine și cu sancțiuni considerabile în cazul nerespectării. In Österreich ein Lockdown für ungeimpfte gilt. Ganz entscheidend ist natürlich auch, dass diese Maßnahmen nicht nur eingehalten werden, sondern dass sie auch ganz klar kontrolliert werden. Es wird sehr konsequent kontrolliert werden und es wird auch sehr konsequent sancționiert werden. Olanda a intrat la rândul său într-un lockdown parțial, însă noi posibile restricții ar putea intra în vigoare de săptămâna aceasta și în Germania, după ce aproape zilnic peste 50.000 de oameni s-au infectat cu noul coronavirus. Cancelarul Angela Merkel i-a implorat pe germani să se vaccineze, în timp ce 12.000 de soldați au fost mobilizați pentru a ajuta atât în spitalele copleșite de bolnavi, cât și centrele de vaccinare. În Belgia, ministrul sănătății ia în calcul chiar vaccinarea obligatorie fără drept de apel, dar și purtarea măștii de către toată populația, inclusiv copiii de peste 9 ani. The patterns that we are seeing across Europe, the patterns we're seeing across the world are entirely predictable. Because when you lift public health and social measures, you're going to see the virus thrive. Și britanicii numără de săptămâni întregi 10.000 de noi infectări zilnice și deja crește și numărul celor care ajung în spitale, dar și al celor care pierd lupta cu boala. Ca să evite restricțiile pe care deja unele țări europene le-au luat, autoritățile de la Londra îndeamnă pe oameni să se vaccineze cu a treia doză. I'm seeing the storm clouds gathering over parts of the European continent, and I've got to be absolutely frank with people. I can, and we've been here before, and we remember what happens when a wave starts rolling in. The urgency of getting that booster jab is more evident than ever. If we don't do it fast enough, we can see the potential risks to the state of the pandemic in what's happening in other parts of Europe. Nici măcar în Statele Unite ale Americii nu este liniște. Cu sute de milioane de oameni vaccinați în 19 state americane, cazurile cresc din nou, iar autoritățile se grăbesc să administreze a treia doză până nu este prea târziu. Asta este situația, domnilor și domnilor, în țări care, vă spuneam, stau mai bine decât noi la rata de vaccinare. Bine, nici nu este foarte greu să stai mai bine decât România în chestiunea asta. Vreau să vă întreb, domnule secretar de stat, cât de serios a fost Partidul Național Liberal? Am văzut astăzi declarația domnului ministru Nelu Tătaru, PNL se va abține la chestiunea asta cu testarea. Domnule, certificatul verde pe care premierul, președintele partidului dumneavoastră, l-a tot promovat. La un moment dat a pus problema că nevaccinații nu vor mai intra nici măcar în supermarketuri, nici măcar în magazinele cu alimente. După care, ușor, ușor, PNL a ajuns să zică, hai că vedem, hai că mai bine nu votăm. Lăsați așa că ne abținem. Deci, decizia în ceea ce ne privește este una clară. Domnul Tătaru nu a spus că ne vom abține la introducerea certificatului verde, ci la acest amendament propus de cei de la PSD, prin care cei nevaccinați se pot testa gratuit timp de 60 de zile. Dar hai să plecăm un pic de la ceea ce s-a întâmplat efectiv în Parlament. Inițial, cei de la USR au sprijinit, noi am sprijinit această adoptare, PSD-ul a fost un pic mai reticent. După discuții, să știți că toată lumea azi e de acord cu necesitatea introducerii acestui certificat verde. Singura chestiune aflată în discuție mai este aceasta de contării acestor testări. Și atunci, dacă noi cu toții suntem de acord cu necesitatea introducerii, dar știți cum e, îl introduc că e necesar, dar poți să te și testezi. Atunci mă întreb unde e eficiența introducerii acestui certificat. De ce mă întrebați pe mine? Întrebați-vă sau nu, nici pe dumneavoastră n-ar trebui să vă întrebați. Partidul dumneavoastră ar trebui să dea un răspuns la problema asta. În ceea ce ne privește, lucrurile sunt clare. Întrebarea, dacă vreți, era mai degrabă pentru colegii de la PSD, care trebuie să înțeleagă, doamne, dacă acest mecanism își propune să stimuleze vaccinarea, atunci nu poți să vii lângă cu această posibilitate de a eluda practic certificatul verde. Asta ar fi ideea. Dacă colegii de la PSD vor înțelege această necesitate, sunt convins că foarte repede va putea trece și de Camera Deputaților și putem avea în câteva zile legea în vigoare. Domnule Pop, eu nu înțeleg până la urmă când se discută formarea acestei alianțe și se dă acest test în Parlament, votarea acestei legi. Cele două partide au în mod evident o viziune diferită despre introducerea certificatului verde.
Vi se pare că cei care fac un pas în spate în acest moment sunt cei de la PNL, adică renunță la ceea ce, la ceea ce au promovat? Dar nu știu de unde ați, de unde ați spus asta. Într-un fel se poate spune și așa, dar până la urmă vaccinarea asta obligatorie nu mi se pare la locul ei, dar unde e vaccinarea obligatorie? Păi, da, aia înseamnă că e obligatorie să vaccineze dacă nu mai poate să meargă la muncă, nu mai poate să meargă la mall. Nu, se poate testa. Sau... Cine a zis că dar, se poate testa? Păi atunci să-i lăsăm să fiecare să-și aleagă, să testeze. Care nu vor să vaccinează, să testează, bineînțeles, după o anumită perioadă, pe banii lor. După o anumită perioadă, probabil că vor stabili... cei din Parlament, cum vor hotărâ până la urmă dacă va fi o perioadă de grație sau nu va fi deloc. Dar să ne uităm la parlamentari, dacă ei sunt vaccinați. Ei ne tot spun și... Păi n-au să cum ne... să intre în Parlament dacă nu sunt vaccinați. Ce da? Eu nu cred că sunt toți vaccinați. Și mai intră în Parlament și fără vaccin, să știți. Nu întreabă nimeni, fiindcă nu au dreptul să intre. Nu ne întreabă nimeni, din păcate. Da, așa că să nu mai vină să ne dea nouă lecții de vaccinare sau nevaccinare, da, da, atâta timp cât ei nu respectă. Doi, numai puțin, cât sunteți în sală, cât sunteți în sală, domnul Boboc? Nu știu, eu nu sunt parlamentar. Nu, nu, dacă sunt în sală la o ședință. Astăzi la locul de muncă nu ești obligat. Certificatul verde da, încă nu e în vigoare legea, da, și atunci nu avem ce discuta despre parlamentari și nu e o apărare, da, asta e adevărat. Va fi în vigoare, nu? Când va fi în vigoare certificatul verde, se va aplica peste tot, ca și e normal. Păi nu mi se pare că se aplică peste tot. Noi, păi de exemplu, nu avem voie să facem o ședință mai mult de 50 de oameni, iar în Parlament sunt 500, nu într-o sală de ședință. Despre ce vorbim? Asta, da, vă confirm eu. În timp ce discutăm acum, dacă îmi permiteți, e un plen reunit în derulare al Parlamentului României, unde sunt undeva la 460, cel puțin dacă ar fi prezentă toată lumea, ar fi undeva la 460 de persoane și da, din păcate, unele dintre parlamentari... Cred că nici la moțiunile de cenzură nu se strâng atâția, să nu exagerăm. Domnul Slider, bun, oricum, sigur, dar sunt mai mult de 100. Și, permiteți să duc ideea până la capăt și știm clar că o parte din parlamentari nu sunt vaccinați și știm clar că o parte din parlamentari refuză, deși legea spune clar, să poarte mască în plen. Din păcate, cu asta avem de a face cu niște parlamentari care refuză aplicarea legilor, pentru că ei se cred mai deștepți decât toți medicii și toți epidemiologii. Mie parlamentarii mi se pare, chiar mi se pare acum cea mai mică problemă faptul că parlamentarii nu mă așteptam ca parlamentarii să se comporte altfel decât restul populației. Câtă vreme există populație care nu respectă regula? Și la Parlament n-am așteptări că doar sunteți aleși de noi. Nu era ca și cum ați venit printr-o membrană, dintr-o altă realitate. Sunteți tot români ca și noi. Vreau să vă întreb... Da, dar legea măcar parlamentară a trebuit să respecte totuși, ca să impună un exemplu, nu? Vreau să vă întreb, domnule ministru Fifor, de ce această insistență a PSD pentru testarea timp de 2 luni gratuită a celor de la stat, culmea, angajaților la stat? De ce această discriminare față de privați și de ce trebuie să suporte statul această cheltuială? Spune cetățenilor României principii legate de vaccinare și dacă am face o discriminare pe criterii de vaccinare. Cred că amendamentul pe care Partidul Social Democrat îl propune este unul cât se poate de corect. De admitere, noi am insistat luni de zile pe testarea extinsă a populației României, astfel încât să nu ajungem în situația în care ne aflăm în momentul de față. Să nu încercăm să dăm deoparte vina fiecare tot acest an nenorocit în care, din păcate, s-a făcut orice altceva la guvernare, dar nu s-a pregătit un val 4 care se anunța. Eu sper că vom reuși să pregătim măcar valul 5 care, iată, lovește Europa într-un mod absolut catastrofal. Ei bine, amendamentul nostru, pe care sper să-l susțină totuși până la urmă și colegii noștri, se referă la cei care, din vari motive, nu pot, nu doresc să se vaccineze, ci doresc în timp să se testeze. Mi se pare corect ca statul să poată să ofere posibilitatea aceasta a unei testări vreme de 60 de zile pentru cei care doresc să facă testarea. Dar de ce, domnule ministru, de ce dumneavoastră v-ați vaccinat, spre exemplu? Domnul Fifor, dacă îmi permiteți un pic. Dacă îmi permiteți un pic. Să știți că și pe actualul proiect, cei care nu se pot vaccina pentru că au niște interdicții medicale, nu sunt tratați la fel ca ceilalți. Acolo e altă discuție. Disputa noastră, dacă o pot numi dispută, eu cred că până la urmă vom ajunge la un acord pe asta, este în legătură cu
testarea pentru gratuită pentru această perioadă doar pentru angajații de la stat, ceea ce nu e corect, nu e normal principial vorbind. Dacă avem resurse bugetare, dacă avem, atunci facem asta pentru toți angajații sau nu facem deloc, că nu e corect. Ceea ce mă privește pe mine, da, aș vedea o extinsă pentru toți angajații, mi se pare absolut firesc. Până la urmă, statul trebuie să sprijine populația în momentele acestea foarte complicate. Era important să facă sprijină populația în momentele complicate, pune la dispoziție vaccin gratuit. Eu zic că e și asta o... Da, vaccinul, știți cum e, doamna Rusu, vaccinul ăsta gratuit e tot din banii populației până la urmă, pentru că el are un cost, vaccinul ăsta, este într-adevăr distribuit gratuit. Păi, domnul ministru, dar acum e corect față de cei care totuși au riscat vaccinându-se, pentru că asta este viața. Unii din mulți s-au gândit, frate, nu știu ce să mi se întâmple. Sigur. Sigur, suntem de acord aici, suntem într totul de acord, pentru că, repet, eu sunt un om care întotdeauna a susținut vaccinarea și a recomandat-o tuturor celor din jurul său. Dar, din păcate, nu poți obliga pe nimeni să ați văzut că în celelalte țări europene model de democrație se cam obligă, sunt cam obligați oamenii, dar nu cred că o să fie asta situația în România, care este o oasă de democrație. Important, doamna Rusă, este să se ia niște măsuri, totuși, pentru că din păcate le luăm întotdeauna mult prea târziu și iată, repet, valul al cincelea lovește de pe Europa într-un mod cu totul și pe ducata asta. Până să ne lovească valul al cincelea, pentru că noi am fost în mod constant în urma restului mapamondului cu privire la valurile pandemice, deci noi acum suntem pe valul al patrulea, să sperăm că s-a încheiat, așteptăm să ne lovească și valul al cincelea, probabil când restul ceilalți vor fi trecut de el. Până atunci avem de rezolvat o problemă, în speță guvernanții au. Se discută în negocierile politice despre majorări de pensii și salarii, însă este posibil și destul de probabil ca în luna decembrie guvernul să nu mai găsească bani pentru salariile unor categorii de bugetari, dar și pentru pensii. Ne explică de ce Bianca Ogarcă. Bună seara, Bianca! Bun găsit tuturor! Pensiile și salariile românilor ar putea fi puse în pericol dacă până la sfârșitul anului nu vom avea parte de rectificarea bugetară, întrucât știm foarte bine că în cazul în care nu vom avea un guvern cu puteri pline, această rectificare bugetară nu poate avea loc. De altfel, asta înseamnă că la sfârșitul anului, pensionarii și salariații ar putea rămâne fără bani. Iar în momentul de față au venit și semnale în acest sens. Ne amintim că ministrul educației Sorin Câmpeanu susținea că în momentul de față ar putea avea probleme cu plata salariilor profesorilor, de asemenea și angajații sociali de la Constanța se plângeau că ar putea rămâne fără salarii până la sfârșitul lunii, iar acest episod se poate repeta în toată țara. Cu privire la pensii, ne amintim că la ultima rectificare bugetară din septembrie, guvernanții au decis să taie 3,3 miliarde de lei de la subvenția de pensii, însă acum și-au dat seama că această tăiere a fost una destul de mare, întrucât se bazau pe încasări de la bugetul de stat. Mulțumesc foarte mult, Bianca. Domnule Bogdan Ficeac, știu că sună așa populist, dar eu credeam că la negocierile astea o să se ducă Cățuș, o să-i zică, băi, domnule Ciolacu, dragă Marcel, hai să facem naibii guvernul ăsta, că uite, vine decembrie și nu pot să dau, n-am rectificare bugetară, nu o să-și ia oamenii salariile, așteaptă pensiile, vine Crăciunul și amândă și etc. S-a pus problema așa? Nu, cred că s-a pus problema așa, că nu interesează pe nimeni pensiile alea mici, dar având în vedere că s-ar putea să nu se dea nici pensiile speciale sau salariile alea mari acolo, ar putea interveni o problemă, presiuni și așa mai departe, unde vor veni unii, bă, tati, hai, hotărâți-vă odată că trebuie să avem și noi bani de sărbători de-astea. Că tot discutăm, nu sunt bani, nu sunt bani. Păi dacă făceau ce au promis cu pensiile speciale, erau bani acum. Dacă îndeplineau directiva europeană care spune de impozitarea profitului în țară pentru marile companii, pentru multinaționale, deci directiva europeană, da? Nu așa. De, atunci erau bani și vă mai n-aveți dumneavoastră încă.
Breaking news, doamnelor și domnilor, vedeți imagini de la guvern, întâlnirea între cei trei lideri de partide. Se pare că s-a terminat. Mergem la colega mea, Marina Cioacă. Te ascultăm, Marina. Bună seara, bine v-am găsit. Chiar în aceste momente s-a terminat întâlnirea de aici, de la guvern, între Florin Câțu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor. Iar din primele informații aflăm că aceștia s-ar fi înțeles pe varianta unui premier care să se schimbe odată la un an jumătate, adică acea variantă rotativă de premier. Au pus cei de la PNL condiția ca prima dată PNL să obțină această funcție, însă informațiile noastre ne spun în acest context și cei din PSD au pus condiția, acceptă ca PNL să aibă primul funcția de premier, însă să nu fie Florin Câțu. Așadar, în acest context, mâine, de la ora 19, PNL se va întâlni iar pentru a schimba mandatul. Pentru că, momentan, au acest mandat în persoana lui Florin Câțu și mâine are loc această ședință a biroului executiv pentru a căuta o altă variantă de premier din interiorul Partidului Național Liberal. Îți mulțumesc foarte mult, Marina. Domnul Sumăr, i-ați văzut plecând de la guvern pe liderul PSD, Marcel Ciolacu, și pe premierul Florin Câțu. Domnul Câțu, după cum vă spuneam, domnul Câțu pare în acest moment, din ce ne spune colega mea, că a pierdut orice fel de șansă de a mai fi prim-ministru. Domnule Ficiac, ce facem, că iar ne întoarcem la partid să cerem mandat? Eu, mă rog, v-am spus, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile vor evolua rapid. Cred că săptămâna asta vom avea guvern. Bănuiesc că în weekend, domn președinte, se duce la golf, nu o să lase guvernul primul ministru nenominalizat, da? Să-i strice mini-vacanța. Deci, iar domnul Câțu nu mai are ce face, deci nu mai are ce face. Noi zicem, vorbim politică, ce politică? Nu vedeți în ce situație a ajuns PNL-ul acum la modul foarte serios. Pun tot felul de condiții, pun și pe partea aia alta, mi-au mai plecat 3 parlamentari, au mai plecat nu știu cine. Ori în momentul în care scazi atâta în sondaje, în momentul în care nu mai ai cu cine, au spus ei atâta timp, domne, nu ne aliem cu PSD-ul, nu ne aliem cu USR-ul, cu AUR nici atât, cu ce partid își face Orba, nu ne aliem. Păi, cum faci? Da, noi facem guvern. Păi, cu cine faci, tati? Chiar faceți voi guvernul cu 15% sau cum? Cu mandatul. Domnule, mă bucur că câta schimbare de mandat e, că nu am, le-am pierdut șirul. Chiar asta căutam, asta număram, să văd de cât ori s-a schimbat mandatul. Dar nu s-a schimbat mandatul. E normal că anumite... Schimbat? Decizia intrării la guvernare, a formării unui guvern, a unei majorități, e o decizie importantă. Și e o decizie pe care, sigur, liderii partidelor negociază, dar după aceea ea se decide, se consfințește în forurile de conducere partidului. De când lumea e asta? Nu, se întâmplă doar acum. Partidul Național Liberal a inițiat, să nu uităm, aceste discuții, aceste domnule, negocieri. Domnule secretar, sunteți o persoană foarte serioasă. Păi lumea să știe de atâta vreme. Vă spun niște realități. Dar vă spun niște realități, nu vă spun povești. Lăsați-o, era să zic o prostie acum, că Doamne iartă-mă. Dom'le, v-ați întors de nenumărat să se schimbe mandatul. Dar nu e bun mandatul ăsta. Mandatul era cu Ciucă, dar Ciucă n-avea un mandat suficient de lax. Avea unul Partidul Național Liberal, de la începutul acestei crize, a tot făcut concesii. Am înțeles. Da? Așa se cheamă concesii. Tocmai pentru că, iată, ridicați dumneavoastră mai devreme un subiect. Iată, așa cum spuneam mai devreme, România are nevoie de un guvern stabil. Că revenim, dar trebuie să vă spun că revenim cu informații de la întâlnirea de la guvern, dar o să vedeți și cine, care este noua alianță formată pentru suspendarea lui Klaus Iohannis imediat. Informația momentului: după întâlnirea de la guvern între liderii PSD, PNL și UDMR, se pare că PSD și PNL s-au înțeles cu privire la alternanța de premieri. Cine va fi însă primul care ocupă această funcție? Mergem la corespondentul România TV, Marina Cioacă. Marina, bună seara din nou! Bună seara, bine v-am regăsit! Într-adevăr, s-ar fi înțeles după această întâlnire din această seară de la guvern, mai exact, Partidul Național Liberal ar urma să fie primul care ocupă această funcție, funcție de premier. S-au înțeles pe această variantă rotativă de premier, care ar urma să se schimbe odată la un an jumate.
Însă foarte important, Marcel Ciolacu este cel care a venit cu condiția că va accepta această variantă și că va accepta și ca premierul să fie de la PNL, însă condiția supremă, el să nu fie Florin Câțu. Astfel că au decis aceștia în ședința din seara asta ca PNL într-adevăr să fie primul care ocupă această funcție, însă mâine PNL se va reuni din nou de urgență într-o nouă ședință de la ora 19 de această dată a biroului executiv. Iar acolo, în această ședință, vor căuta o altă variantă să vadă în partid, se întorc la partid, să vadă cine ar putea să ocupe această funcție. Însă mai este o altă variantă extrem de importantă, ar putea a propunerea să vină chiar de la președintele Klaus Iohannis, iar sursele noastre ne spun că președintele l-ar susține în continuare tot pe Nicolae Ciucă. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Marina. Iertați-mă, dar este... E de necrezut. De, sau mă rog, nu e de necrezut. E de râs. Nu e de necrezut. E de râs. Să-l propună din nou pe Ciucă, care și-a depus mandatul, care n-a fost în stare să facă o majoritate. Păi nu era vorba că n-a fost în stare, nu a lăsat Câțu să facă majoritate. Păi dacă Câțu nu e premier, acum Câțu a pierdut partidul. S-a dus. Nu știu cum l-au ales în halul ăsta. A plecat, e dus deja și a bilete de avion. Nu, dar de ce discutăm noi pe astfel de surse? Simplu, fiindcă Câțu nu poate să fie premier. Este premier demis, a căzut prin moțiune. Atunci spuneți-ne dumneavoastră, ca să nu mai discutăm pe surse, domnule secretar de stat, spuneți-ne dumneavoastră, cine este adevăratul premier? Se discută despre nume și încă nu e luată această decizie. O să vedem, sunt convins că președinții celor două parte vor face declarații oficiale și ar fi bine, zic eu, să le luăm pe cele de bune, că mi-imaginez că ne vor spune ce au discutat acolo și cum au convenit. La fel îmi imaginez. Și vom avea mâine și noi o ședință la partid. Va fi Câțu sau nu va fi Câțu? Spuneți-ne. Astăzi și până la urmă e și normal să fie așa președintele Partidului Național Liberal, ca și la PSD, care are aceeași decizie ca președintele partidului să fie propunerea de prim-ministru, mi se pare absolut normal să fie valabil asta și astăzi, pentru Partidul Național Liberal. Mâine s-ar putea să fie valabil altceva. După cum vă aduceți aminte, președintele PNL, premierul Florin Câțu, a spus mereu că nu se cramponează tocmai pentru că... Cum nu se cramponează? Iertați-mă, vă rog. Stați un pic. Mai multe concesii decât a făcut până acum toate discuțiile și negocierile, nu știu ce putea să mai facă. Dar nu aveți, sunteți la 15-20% în Parlament. Ce putea să faceți? Decât concesii. Domnule, da, ca să intrați, sunteți... să rămâneți la guvernare. Dumneavoastră, cei de la USR, știți? Sunteți ca în mema aceea, știți? Adică aceștia am fi putut fi noi, dar tu n-ai vrut să-l accepti pe Florin Câțu premier. Ce vă faceți totuși dacă PSD reușește ce n-ați reușit dumneavoastră în speță să-l dea jos pe Florin Câțu de la Palatul Victoria, cu totul? Să fie sănătoși, dar știți, problema lui Florin Câțu spunea, nu face guvern cu USR-ul pentru că noi l-am dat jos și nu-l dorim pe el. Acum văd că dacă PSD-ul nu-l dorește pe el, ei, treacă, meargă cu PSD-ul, merge, pentru că v-am spus foarte clar că miza, de fapt, este felul în care se cheltuie banii publici. Sigur, Florin Câțu, din păcate, a ales o încheiere destul de neonorantă, ca să spun așa, a carierei politice, dar asta interesează mai puțin. Ce e important în momentul de față că viața politică din România a devenit o tragicomedie. Cineva spunea că e de râs, eu cred că e și de plâns în același timp. Și asta e regretabil pentru că, totuși, țara asta, cred eu, că chiar ar merita mai mult decât ceea ce îi oferă politicienii. Domnul Seidler, vă aduc aminte, vă rog să-mi spuneți ceva. Dacă banii aia din Anghel Salini sunt de furat, primare dumneavoastră, USR, primar de mari orașe din țara asta, totuși au depus acolo proiecte, să înțeleg că au depus ca să fure banii aia sau că nu înțeleg. Nu, haideți că vă explic, deși sunt sigur că dumneavoastră înțelegeți. Da, nu, dacă începem iar cu programul Agnes Salini, se fură, e pentru țară, totul e bine, totul e frumos, vreau să-l întreb pe domnul ministru Fifor, dacă PSD, dacă PNL vine mâine și spune, doamne, nu se poate, președintele partidului nostru trebuie să fie prim-ministru, așa cum președintele partidului vostru trebuie să fie prim-ministru la un moment dat. Nu, ajungem în situația asta. Până la urmă, cred că o țară întreagă așteaptă de mai bine de 70 de zile să finalizeze această criză și sper că
cei de la PNL vor înțelege că nu se poate merge așa la nesfârșit și până la urmă, într-adevăr, discutăm de un premier demis, să nu uităm lucrul acesta. Adică nu ai cum să te întorci cu astfel de propunere și e un lucru pe care l-am spus din capul locului, că noi nu vom merge cu această variantă. Dar cred că mâine vor trage o concluzie și vor veni cu o altă propunere, așa cum ar fi normal din partea celor care cel puțin pretind că sunt responsabili și doresc să deblocheze această crize. Domnul general Ciucă este, ca să zic așa, mai ofertant, mai atrăgător politic? Nu e problema noastră să spunem că este ofertant domnul general Ciucă, dar până la urmă este o decizie pe care cei de la PNL trebuie să ia și rapid pentru a debloca această situație în care ne găsim. Cred că Partidul Social Democrat a arătat că dorește să deblocheze situația. Se discută de câteva zile bune pe un program de guvernare care să scoată țara din această criză și atunci cred că nu ne putem împiedica într-o astfel de chestiune cum ar fi nominalizarea unei alte persoane pentru a ocupa acest fotoliu de primă. Deci, eu nu cred că este, domnule Ficeac, atât de ușor să trecem peste pentru țară. Nu, dar e un pas important, cred eu, dacă... e un pas important în procesul de câțificare a Guvernului României. Dacă acest proces continuă și în cadrul PNL-ului acolo, partidul ăsta are șansă să revină, să-și reocupe locul pe care la urma urmei îl merită un astfel mulțumesc de partid în păștina politică. Păstrez termenul de câțificare a Guvernului României. Domnule și domnule, rămâneți cu noi în continuare. Urmează o ediție specială moderată de Cristina Șincai. Bună seara, Cristina! Bună seara, Lili, bună seara, doamnelor și domnilor. Noi ne uităm la ce se întâmplă la Palatul Victoriei, dar din perspectiva socială, să spunem, pensii, salarii sunt schimbări de ultim moment în negocierile legate de pensii și de salarii. Procentul de creștere a pensiilor, vi-l spunem în câteva momente, sunt informații în exclusivitate. Ministrul PSD al Muncii va fi în direct cu dezvăluiri. Și bomba serii, o nouă pensie va fi plătită celor care sunt mai cumoți de luna viitoare. 10.000 de români vor încasa pensii fabuloase și cea mai mare amenințare pentru angajații români, ce li se ascunde. Situația devine critică, o criză alimentară apoi care amenință România și managerul care dă salarii la 900 de români face un apel disperat, totul într-o ediție specială.